Cum am coborât din tren? Venea de la Focșani. Venea de la Focșani, din ăla de 6, am înțeles. Pe partea cealaltă cu căștile ureche a venit un alt tren la Bubuiț. L-a aruncat din stâlpul ăla în stâlpul ăla. Dar tu știi? Eu da, îl cunoșteam. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu el în centru. I-a spus că e bine, muncește. Câți ani are? 18. 18 ani, adică de-abia aș găsise de muncă. Da. Așa vorbea și mai exact. Păi am auzit că a coborât din tren, avea căști în urechi și nu s-a asigurat. Și a fost lovit de accelerat. Uh-huh. E singur la părinți sau cum? Nu, mai avea. Știu că mai are un frate mai mare și încă unul mai mic. Uh-huh. Este într-o familie de oameni mai... Cum? Nici rău, dar nici bine. Deci erau undeva la linia de putere. Oameni muncitori, să da, da. El era la locul lui foarte liniștit, era introvertit de fapt. Nu prea avea treabă cu foarte mulți.